Ieri am avut de rezolvat ceva în Brașov și m-am întors seara destul de târziu. Eram obosit și de-abia așteptam să ajung înapoi la Cernica. Conduceam, eram singur în mașină și am zis să ajung cât mai repede. Și la un moment dat era drumul liber și am mers destul de tare. Și parcă voiam din ce în ce mai tare și din ce în ce mai tare. Și nu mai aveam răbdare, voiam să ajung cât de repede ca să pot să mă odihnesc. La un moment dat am văzut că am o mașină în față și am început să dau flash-uri să se dea la o parte. Nu s-a întâmplat nimic. Am insistat, nu s-a întâmplat nimic. M-am apropiat și mai mult și mi-am dat seama că e o mașină de poliție. Și m-am cumințit imediat. Vreau acum să treceți dincolo de ilustrația asta foarte simplă și să vă gândiți la un lucru. Citesc acum Faptele Apostolilor și am observat o idee care se repetă din nou și din nou. Atunci când oamenii îl întâlnesc pe Hristos, când vin la El, totul se schimbă. Absolut totul. Absolut totul se schimbă. Dacă până atunci viața lor era într-un fel, din momentul respectiv e cu totul altcumva. Pe lângă seminare, devoționale și ce se va mai întâmpla aici, vreau să vă încurajez să participați și la camera de rugăciune. E un mod prin care îl putem cunoaște mult mai bine, într-un mod personal, și n-aș vrea ca cineva să plece de aici, de la congres, fără să fie binecuvântat. În fiecare seară și dimineață va fi cineva acolo cu care vă puteți ruga și în afara orelor în care sunt seminare, ateliere, puteți să mergeți acolo să vă rugați liniștiți, singuri. Excepție sunt doar orele când sunt ateliere, pentru că acolo va fi altceva. Mulțumesc mult!